Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Continuăm să vorbim în această seară despre succes. De această dată însă vă propunem o viziune nouă, și anume aceea care poate fi definită prin raportare la modul de viață și la tipul de activitate, acolo unde este posibil, pe care o poate desfășura omul cu nevoi speciale. În acest sens, am alături de mine doi reprezentanți ai învățământului special din Pașcani. Este vorba despre doamna profesor psihopedagog Virginica Mocanu. Bună seara, bine ați revenit la Dialoguri Esențiale. Bine, foarte bine. Și domnul Cătălin Condrea, directorul acestei instituții. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bine, ne întâlnim pentru prima dată în acest cadru. Sperăm să vă simțiți bine la noi și să reveniți și cu alte ocazii. Domnule director, de ani buni, relaționați cu tineri, cu nevoi speciale, cu părinții lor, cum ați simțit dumneavoastră, cum s-ar putea defini succesul prin raportare la omul cu nevoi speciale? Da, succesul la omul cu nevoi speciale nu este un succes deosebit de succesul ceea ce înseamnă pentru toți oamenii. Toți oamenii pot avea succes într-o formă sau alta, având în vedere că noi avem școlari mai speciale, este vorba de copii cu dizabilități mentale, succesul la ei poate avea o semnificație specială. Copiii noștri pot participa la concursuri și pot avea succes, pot lua locuri întâi de ani de zile. Avem un proiect, acum a devenit regional, de tenis de masă, în care mulți dintre copiii noștri au fost campioni. Succesul la ei poate avea o semnificație socială atunci când reușesc ca să aibă o viață normală alături de semenii lor din comunitate. Care ar fi factorii care pot sprijini și pot contribui în mod real la atingerea succesului în cazul tânărului cu nevoi speciale? Ca în cazul tuturor oamenilor, este vorba de accesul la educație. Educația este cea care ne duce spre succes. Uh-huh. Și o educație făcută temeinic, ceea ce școala noastră dorește să facă și se pregătește permanent pentru a oferi servicii de calitate, pentru a oferi servicii care să ducă tânărul special către succes. Educația. Din partea comunității? O anumită atitudine, un anumit tip de sprijin este necesar? Evident că este necesar, mai ales că mulți dintre cei cu nevoi speciale au nevoie din partea comunității, nu numai de deschidere, au nevoie chiar de o infrastructură adaptată nevoilor lor. Copiii noștri nu sunt dintre cei care ar avea nevoie, ca în cazul dizabilităților locomotorii. În schimb, copilul cu tulburări din spectru autist trebuie să aibă semnalizat spațiu pentru a-l putea recunoaște și pentru a se putea simți în siguranță. Pentru asta, la nivelul școlii, noi am dezvoltat un design specific copiilor cu tulburări din spectru autist, ceea ce înseamnă că mobilierul și spațiul educațional are o anumită structură, o anumită formă, o anumită semnalizare, și în acest spațiu copilul învață permanent și se simte în siguranță, se descurcă singur, înțelege spațiul. Doamna profesor, dumneavoastră, ca îndrumător direct al copiilor cu nevoi speciale, pentru dumneavoastră ce înseamnă succesul acestora? Pentru mine, succesul copilului special este, în primul rând, să socializeze, să accepte în preajma lui alți copii, alți oameni, să lucreze împreună cu cei care vin în preajma sa, să asimileze cât de cât, să progreseze. Și noi vedem asta, că treptat, treptat, ei progresează, au succes. Ce mai înseamnă succesul pentru mine, pentru copilul special? Înseamnă să vină la școală cu plăcere. Și apoi, când termină școala noastră, să se integreze în societate. Să ajungă mai departe la o școală, alt nivel de școală, altfel de școală, la o școală profesională, să învețe o meserie, iar apoi, eu știu, chiar să-și întemeieze o familie, să ajungă să-și întemeieze o familie, să fie oameni de bază ai societății.
Asta ne dorim, asta văd eu și eu așa încerc să-i educ pe copiii mei și așa încerc să-i îndruj pe colegii mei din școală. Să-i învățăm să copiii lor, copiii din clasele lor, să fie membri ai societății, să fie acceptați de societate. Realizez că în modul în care definim succesul în relație cu copiii cu nevoi speciale, seamănă foarte mult cu ceea ce înseamnă succes în viața unui om normal. Toți tindem în această sferă la a ne integra în societate, a avea rezultate în sfera profesională, a fi oarecum mulțumiți de traiul nostru. Iată că dacă pentru unii aceasta este o normalitate, un firesc, în cazul oamenilor cu nevoi speciale, asta înseamnă un fel de performanță, un fel de reușită. Da. Care se câștigă prin un efort. Printr-un efort atât al copilului respectiv, al tânărului format, cât mai ales al celor din jurul lui, mă gândesc. Cum sunteți dumneavoastră formatorii din școala specială? Ce semnificație are pentru învățământul special ziua de 2 aprilie? Ziua de 2 aprilie este ziua conștientizării autismului, ziua internațională de conștientizare a autismului. Noi din 2012 am aflat de această zi și am început să facem campanii. În primul rând, într-o formă mai ușoară, în sensul că am ieșit pe stradă, am împărțit pliante, am vorbit cu oamenii, am luat cu noi baloane albastre, culoarea care definește autismul și oamenii ne-au ascultat. La început nu știau ce înseamnă, dar treptat, am început să ne spună, da, dar cunosc și eu câteva cazuri, știu și eu. Și treptat, noi am zis, trebuie să vorbim mai mult cu oamenii. Și 2013 a fost primul an, 2013-2012, apoi 2014 am început să scrie pe hârtie, am început să facem proiect. Trebuie să facem conștientizare mai bine. Și proiectul acesta a primit denumirea de... L-am început să anumit alături de copilul cu autism, să-l cunoaștem mai bine, să-l ajutăm mai mult, pentru că am zis că trebuie să cunoaștem într-adevăr mult mai bine copilul. Și apoi să intervenim. Bine că și cunoașterea și intervenția trebuie să vină cumva paralel, dar cunoașterea prin ajutorul părinților, prin ajutorul mediului social, prin diverse forme și apoi să intervenim. Și acest proiect s-a derulat până anul trecut sub această denumire, iar anul trecut noi am dat denumirea de albastru pentru solidaritate, pentru că culoarea albastru căpătase conotații deosebite pentru noi. Și care este, domnule director, locul acestui proiect în planul managerial al instituției dumneavoastră? În primul rând vreau să fac niște specificații vis-a-vis de acest proiect. Vă rog. Este un proiect foarte frumos, un proiect foarte drag școlii, care la început pur și simplu își dorea o semnalizare a existenței acestei probleme în comunitate, vorba de autism, și s-a adresat atât spațiului fizic cât și spațiului virtual. El are două componente. Una, mesajul comunitar, în care luăm contact direct cu comunitatea, și unul este mesajul informatic, fiindcă facem o fondă, o filmăm și o promovăm în spațiu virtual. Este un clip în fiecare an, un clip foarte frumos și foarte apreciat de comunitate. Au avut o evoluție, plecând de la un scop punctual al școlii până la ceea ce este în ziua de astăzi și cred că va deveni mult mai mult de atât, un proiect județean prins în catalogul activităților educative județene, dar e cu participare națională, cu manifestare, aș spune, națională, având în vedere că anul acesta, prin colegii mei de la Academia de Leadership și Management Educațional, va fi implementat în 40 de școli din România, într-un sincron, începând cu ora 11:30, toate chiar școlile, în ziua de 2 aprilie. Chiar pe 2 aprilie, toate școlile, partenere în AVE, devin partenerele noastre și vor face o fundă filmată și promovată în spațiu virtual. E un sprijin pe care ne-l aduc pentru conștientizarea tulburărilor din spectru autist. Vorbim despre conștientizare manifestată în ce direcție? Conștientizarea comunității că autismul există,
conștientizarea părinților care au în casă un copil cu afecțiuni din acest spectru în direcția modului în care copilul poate beneficia de îndrumare, conștientizarea autorităților vis-a-vis de responsabilitățile pe care societatea civilă le are față de acești oameni. Care sunt direcțiile conștientizării pe care dumneavoastră vi le-ați propus prin acest proiect, care, iată, tinde să devină tocmai un fenomen. Ați amintit tot spectrul de conștientizare. Eu am vizat spectrul, acele laturi care sunt posibile a fi luate în vedere pentru conștientizare. Acum, nu știu dacă obiectivele, țintele directe ale proiectului dumneavoastră le vizează chiar pe toate. Sau oamenii sunt diferiți. Acestea. Oamenii sunt diferiți, iar cei cu tulburări din spectru autist, ca toți ceilalți oameni, sunt diferiți. Fiecare încearcă să atragă atenția că există într-un fel și are anumite nevoi. Asemenea tuturor oamenilor, și acești copii trebuie să semnalizeze că există, au nevoie de un sprijin, de un anumit fel, și au nevoie ca societatea să-i accepte așa cum sunt și să-i primească în viața de zi cu zi, așa cum sunt. Ceea ce facem prin proiect, în primul rând, vrem ca să creăm un fenomen de deschidere a școlii către comunitate. Și aici mi-aduc aminte cum o doamnă din Suedia a spus când ne-a vizitat școala: sunteți extraordinari, noi încercăm să ducem copiii noștri în comunitate să-i primească, dumneavoastră ați adus comunitatea în școală ca să-i primească. Cred că asta încercăm să facem, să aducem comunitatea în școală, să ne vadă, să ne cunoască, să ne înțeleagă, ca să ne poată privi așa cum suntem. Și atunci, clar, copiii noștri vor avea o șansă în plus pentru integrare. Pe de o parte. Pe de altă parte, prin simpozionul pe care îl facem, încercăm ca să îi facem pe oameni să înțeleagă ce înseamnă autismul ăsta, despre ce este vorba la copilul cu autism. Și lucrul ăsta ne ajută foarte mult, pentru că activitatea noastră din școală va fi continuată pe stradă și acasă. Și atunci copilul are o șansă în plus de dezvoltare. Pe de altă parte, avem nevoie ca să se vorbească despre această tulburare, despre aceste tulburări, pentru ca oamenii să facă ceva în sensul ăsta. Și noi, zi de zi și an de an, încercăm ca serviciile să le îmbunătățim, adugând servicii noi, atât din spațiul european, cât și cele care sunt create în spațiul românesc, sau chiar lucrând într-o zonă de cercetare, pentru a putea adapta atât spațiul, cât și demersul educațional nevoilor copilului. Fiindcă învățământul special și învățământul românesc nu a pus accentul pe un anumit design și pe o anumită formulă pentru acești copii. Și este momentul ca să putem avea rezultate mult mai bune, este momentul ca să-l creăm acest design. Pentru că aceasta este una dintre nevoile stringente ale educației în ceea ce privește copilul cu nevoi speciale. Doamna profesor, vă propun să revenim puțin la momentul inițial al acestui proiect, pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre oamenii care au dezvoltat proiectul până la faza la care se află în momentul de față. Spuneați că prima manifestare a avut loc În 2012. Sunt deja câțiva ani, iată, suntem în 2019. De șapte ani duceți această luptă a conștientizării acestei tulburări. În ce formă s-a desfășurat în perioada de început acest proiect și cum a crescut? Precum spuneam și mai devreme, la început noi pur și simplu ne-am dorit să ieșim în stradă. Ați atras atenția prin prezență. Prin prezență în stradă, prin baloanele albastre, prin împărțire de pliante, le-am explicat oamenilor acolo ce înseamnă autismul, că autismul există, că să avem astfel de copii și din ce în ce sunt mai multe cazuri și trebuie să facem ceva, să ne ajutăm unii pe alții, pentru că altfel nu se poate. Și apoi, treptat am început să scriem pe hârtie proiect și ne-am dorit conștientizare prin acceptarea acestui copil, acestui tip de tulburare, acestui tip de copil și prin implicare. Și treptat, an de an, tot mai mulți oameni au văzut că sunt alături de noi.
Avem voluntari care participă la activitățile noastre, voluntari din toate liceele din oraș, din școlile gimnaziale, din grădinițe chiar, vin la activități și vin și la, nu numai eu, în această săptămână pe care noi o desfășurăm, ci și în alte, pe tot parcursul anului școlar, vin copii și desfășurăm activități împreună și ei se acceptă unul pe altul, se cunosc și eu zic că copiii s-au obișnuit și copilul cu tulburare din spectru autist acceptă copiii din alte școli să vină să lucreze pe lângă ei. Se pare că solidarizarea s-a produs. Solidarizarea s-a produs, conștientizarea, da. Însă, la și ce conștientizarea însă? Și conștientizarea. Noi zicem că s-a produs și conștientizarea și vedem cum vin și ceilalți colegi din învățământul de masă, cum acceptă, cum vin părinții, cu ce deschidere spre noi, spre a ajuta, cum faptul că vin tot mai mult la activitățile noastre de parenting și pe care noi le desfășurăm împreună cu Fundația Ancora Salvării sau cu alte asociații din județ. Deci arată deschiderea pe care o au acum părinții. Deci au anumită speranță. Totuși se poate face ceva pentru acești copii. Am înțeles că avea un copil cu autism în casă nu este neapărat cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Trebuie să învețe sau să-și asume un alt mod de viață. Alt mod de viață, iar alt mod de comunicare. Începe cu acceptarea. Cu acceptarea și de la acceptare, deci noi părinții trebuie să învețe să comunice cu copilul, să aibă multă răbdare și să învețe să comunice copilul ca și cum ar fi vorbit cu un copil normal. Deci nu trebuie să aștepte răspunsul imediat al copilului cu autism. Copilul are nevoie de timp să proceseze ceea ce îi se spune, dar treptat copilul va învăța să răspundă. Un lucru minunat pe care îl desprind din ceea ce ne povestiți dumneavoastră este faptul că școala specială se ocupă în egală măsură de consilierea copiilor, de formarea lor cumva și implicit de consilierea părinților. Da. Este o școală oarecum cu scopuri direcționate atât către copil, cât și în fel și de școală și pentru părinți, pentru această... Da. Ceea ce mi-a plăcut la Ancora Salvării, ne spuneau Inga, că merg acasă în familie. Deci să învețe și familia cum să se comporte, nu numai mama și tata, ci și frații, surorile, cum trebuie să se comporte copilul cu autism, copilul, fratele lor, eu știu, nu? Deci este foarte important. Și cum privește, deci nu trebuie să-l izolăm, nu trebuie să-l lăsăm acolo undeva, nu. Deci trebuie să-l implicăm și din ceea ce vorbesc, din ceea ce îmi spun colegii mei și din ceea ce îi povestesc părinții colegilor mei, când vin la școală, deci ne dăm seama că s-au schimbat lucrurile, este altceva. Deci în ceea ce privește conștientizarea, da, ați reușit să realizați niște etape, da, să treceți prin niște, da, etape tocmai. Și deja să se vadă și vedem evoluția rezultatele. Avem copii înscriși în clasa 1 acum în 2012 sau acum sunt în clasa 8-a și vedem cum au evoluat. Știu foarte multe lucruri, înțeleg foarte multe, mai și verbalizează, unii sunt non-verbale, într-adevăr, dar ei arată, răspund la ceea ce au, la stimul. Și asta este foarte important. Ceea ce n-ar fi fost cu siguranță o realitate dacă de-a lungul acestor 8 ani n-ar fi fost implicată activ și familia, da, în consilierea copilului. Voi să faceți niște precizări, domnul director, vă dau ocazia. Care au fost spuse aproximativ. E vorba de niște proiecte foarte importante ale școlii. Așa. Sunt niște proiecte care încearcă să sprijine acea parte din educație care are nevoie de un sprijin mai mare, e vorba de relația cu familia. Uh-huh. În orice școală există aceste probleme de parteneriat cu familia și atunci noi, gândind cumva intervenția noastră holistic, am încercat ca să sprijinim din toate părțile. Este vorba de proiectul de voluntariat. Din școală, este un proiect care este în primul an în forma în care este implementat. Anul trecut am experimentat în semestrul 2 și a funcționat foarte bine. Iar anul acesta avem înscriși undeva la 68 de tineri voluntari, tineri din toate liceile din Pașcani și liceile din împrejurimile Pașcanului. Tineri care vin o oră, două, trei pe săptămână la noi în școală, să ofere din timpul lor, sprijinindu-ne în munca noastră de zi cu zi. Tineri care, alături de profesori, sunt în clasă sau tineri care se implică în proiecte nu neapărat
didactice, educaționale, terapeutice, ci în proiecte care sprijină într-un fel sau altul școala. De exemplu, un grup de tineri de la Miron Costin au realizat clipul școlii anul acesta. Da? Sau s-au voluntariat în cadrul proiectelor pe care le avem și școala are multe proiecte de acest tip. Asta este un proiect foarte frumos și este momentul lui acum, dar fiind multe. Evident, voluntariatul ăsta are o istorie în școala noastră, nu a început de ieri sau de anul trecut, și de foarte mult timp au venit alături de noi și ne-au sprijinit și le mulțumim pe această cale tinerilor și nu numai lor, sunt și colegi profesori din învățământul de masă care ne sprijină. Cred că însă și această participare a tinerilor liceeni la activitățile din cadrul școlii speciale în relație directă cu tinerii cu autism este o măsură a gradului de conștientizare și de acceptare a fenomenului în sine. Deci o reușită a eforturilor dumneavoastră de a, în această direcție, a conștientizării și a implicării mai active și mai directe a comunității în formarea acestor tineri. Dacă mai sunt precizări, dacă nu, aș reveni la etapele acestui proiect. Da, tocmai asta voiam să spun. Vă rog. Din 2014 încoace noi am avut, ne-am propus mai multe activități. În primul rând am vrut să arătăm celor care trec prin școală, ceea ce poate să facă copilul cu autism. Uh-huh. Și am realizat o expoziție, lumea văzută prin ochii copilului cu autism. Și în anul acesta am realizat această expoziție în sala de conferințe a primăriei Pașcani, pe care o vom vedea, o vom vizita în ziua de 1 aprilie, în mod deosebit, pentru că atunci se va desfășura simpozionul. Simpozionul se numește Alături de copilul cu autism, să-l cunoaștem mai bine, să-l ajutăm mai mult. Și acolo veți vedea lucrări ale copiilor noștri, dar și ale altor copii din țară. Avem lucrări primite din mai multe orașe ale țării, lucrări ale copiilor care sunt sprijiniți de organizația aceasta a doamnei Inga Smelic, Ancora Salvării. Deci foarte multe lucrări chiar frumoase și noi am vrut să vedem lucrări realizate de copil. Bine că nu poate în totalitate copilul să realizeze o lucrare, el este coordonat, dar veți vedea, de fapt lucrări realizate de ei. În spațiul acesta a lucrărilor copiilor cu tulburări din spectru autist, ne-am dezvoltat la nivelul școlii un program împreună cu Fundația pentru Comunitate, în 2012 și 2014 am avut două proiecte cu ei. Am dezvoltat o terapie complementară, art-terapie, spunem noi, care anul ăsta chiar a luat o amploare destul de mare și foarte fain că se întâmplă așa. Mulți colegi s-au implicat și lucrează prin tehnica olăritului și a modelării lutului, iar copiii din această zonă a autismului sunt... Ei se exprimă mai mult prin imagine, înțeleg, și oarecum a le da posibilitatea să deseneze ceva este practic a-i antrena într-o formă de comunicare lucru, să sau facă să obiecte de lucru. Iese niște minunății. Și e foarte important pentru ei că produsul este gata și îl pot avea în față permanent și îl pot oferi. Noi oferim aceste obiecte făcute de ei, îmi place ca să facem cadouri și încep le oferim să conștientizeze că pot fi utili, cred. Asta este partea cea mai importantă a activității. Și sunt creativ. Majoritatea tehnicilor folosite în modelarea lutului din cabinetul de art-terapie sunt create de ei. Le învățăm de la ei, învățăm împreună cu ei cum să modelăm lutul și să obținem minunățiile alea. Amintesc ceva mai devreme despre un simpozion ca parte integrantă în proiectul gândit pentru acest an. Da, de ani de zile îl desfășurăm. De obicei am avut ca partener pe Fundația Ancora Salvării Iași, au mai fost colegi și specialiști de la Starofop Iași, Bethany, Ancarul și anul acesta pentru că s-au înscris foarte mulți colegi de la noi și din învățământul de masă și părinți și voluntari, simpozionul se va desfășura în sala de conferințe al primăriei Pașcani, începând de la 12:30, iar invitația avem pe domnul Tudor Mitasov, psihoterapeut, terapeutul ocupațional Inga Smelic,
de la Fundația Ancora Salvăria și lector universitar Oana Dănilă de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Și mai va mai veni un coleg de-al nostru, o colegă de-a noastră, Raluca Rusu, profesor itinerant la UNESCO Iași, tot terapeut, tot în calitate de terapeut. Care sunt zonele tematice pe care le abordați în acest an? Intervenția. Deci cum se intervine eficient în lucrul copilului cu autism? În școală și în afara ei, bineînțeles. Deci ne dorim, și în anii trecuți noi făceam lucrul acesta, cum se comunică copilul, care sunt caracteristicile autismului. Dar anul acesta vrem să avem specialiștii să ne demonstreze și mai mult și mai bine, poate, cum se lucrează copilul. Anul trecut am avut foarte mulți colegi de învățământul de masă și care, dar cum faceți? Cum vă organizați? Cum aveți timp să faceți lucrurile acestea? Prin prezentările noastre le-am arătat cum facem noi la nivel de școală, la nivel de clasă. Anul acesta sperăm să fim și mai expliciți prin ceea ce vă prezenta acești invitații noștri. Interesul și al oamenilor din învățământul de masă către modul de interacțiune cu copiii cu nevoi speciale este motivat și de faptul că de la un anumit nivel de școlaritate, cei care au progrese inițiate mai întâi în școala specială vin și încearcă să se integreze în învățământul de masă și atunci colegii chiar au nevoie de formare reală în ceea ce privește modul de intervenție în cazul acestor copii, cu atât mai mult cu cât ei trebuie să aibă în vedere și pe ceilalți elevi din clasă. Intervenția dumnealor capătă niște note cu totul aparte. Deci este bine că se remarcă acest interes și al colegilor din școlile de masă. Da, sigur că da. Și e justificat tocmai prin acest fenomen. Ați amintit câteva organizații da. Care iau parte la activitatea din acest an și au fost prezente și în anii anteriori. Care sunt beneficiile implicării acestor organizații? Da, efectiv în ceea ce înseamnă activitatea unei școli, în general și a școlii speciale în mod deosebit. Beneficiile lor, probabil satisfacția pot să ne ajute, pot fi alături de noi, pentru că majoritatea dintre acestea au ca obiect de lucru. Se întâmplă să vă adresați dumneavoastră pentru acele ajutorul sau vin dumnealor cu propuneri de sprijin? Din 2012 noi ne-am adresat Ancorei Salvării pentru sprijin. Am cerut sprijin de specialitate, pentru că era prima, în 2012 am avut prima clasă copii, majoritatea cu tulburări din spectrul autist. Și atunci cumva noi ne-am speriat, pentru că nu aveam formarea necesară pentru a interveni, pentru a lucra cu copilul. Și în fiecare an am solicitat această consultanță de specialitate, iar de 2 ani de zile noi am făcut un proiect cu Ancora Salvării și în fiecare săptămână avem prezența specialistului de la Ancora Salvării în școală. Și am discutat cu specialiștii de acolo, fiecare caz în parte. Cum este? Cum am putea să intervenim? Ce am putea face mai bine? Știți? Apoi, colegii de la celelalte organizații care au venit la simpozionul nostru ne-au prezentat cazuri de la dumnealor, ne-au adus sprijin, ne-au explicat cum intervin dumnealor și am luat exemplu, bineînțeles, de la Ancar, de la Starofop. Exemple de bună practică. Exemple de bună practică, bineînțeles. Și am mers și noi spre ei la alte activități. De foarte multe ori am mers la Iași, la activitățile dumnealor și chiar am văzut acolo cum poate să evolueze un copil cu tulburări din spectru autist. Am văzut copii care au ținut un discurs. Deci la 18-20 de ani, un copil cu autism a putut ține un discurs. Deci mi se pare un lucru foarte mare. A știut să se adreseze publicului. Deci sunt copii care pot fi recuperați și trebuie să-i privim ca niște oameni care pot face foarte multe lucruri. Eu nu pot să zic că nu, copiii aceștia sunt copii capabili, pot să facă multe lucruri, dar trebuie să-i acceptăm și să le dăm aripi. Asta le dăm posibilitatea să-și manifeste. Iarăși, altele organizații care au fost alături de noi au fost GoCare România, care anul trecut ne-au sprijinit în organizarea, sau împreună cu această organizație, am făcut o tabără, artiștii speciali, bine, și cu sprijinul primăriei, iar împreună cu noi acolo am avut și copii cu tulburări din spectru autism. Deci, și am văzut cum se comportă copilul nu numai la școală, ci și într-un alt mediu, stând zi și noapte cu el, dar și împreună cu mama, cu părinții, unul din părinți.
Ceea ce a fost un avantaj pentru dumneavoastră formatorii, pentru că i-ați văzut cumva în afara spațiului clasei. Da, sigur. Și le-ați înțeles și altă nevoie. Ca orice alt copil și așa mai departe. Altă fundație care ne-a fost aproape, cel puțin pentru organizarea acestei marșului și așa, a fost Fundația Serafim Roman, o organizație care ne-a donat anumite obiecte pentru a ne putea desfășura și pentru a atrage acest, a conștientiza mai mult ce înseamnă autismul. Da, cum asta este. Acestea au fost organizații care ne-au sprijinit. În schimb, avem foarte multe licee din oraș, v-am mai spus, școlile din oraș, din afară, din periferii. Noi, în ziua de 2 aprilie, avem foarte mulți invitați. Treptat numărul de voluntari care participă la marș a crescut. Am avut 600, 700, anul trecut au fost 800 de participanți și așteptăm și în acest an să fie alături de noi voluntari de la toate școlile, atât profesori, elevi, părinți și oamenii ai orașului. Cu siguranță ne se vor alătura pe parcursul marșului. Ceea ce s-a și întâmplat în anii anteriori, da. S-a plecat cu un anumit număr de participanți la marșul propriu-zis, da, din școală specială, iar până în fața primăriei, da, rândurile au fost așteptați. Au fost așteptați în puncte strategice de către... Am înțeles. Da, domnul director, voiați să faceți precizări pe parcurs. Da. Vă rog. Sunt multe de precizat, poveștile... Legat de colaborarea cu aceste organizații și fundații, dacă... Sunt de interesantă. Uh-huh. Da, noi întotdeauna am avut o relație strânsă cu fundațiile, având în vedere că în o perioadă mare de timp am dezvoltat un simpozion regional în care am abordat teme de cercetare. Evident, Inga este unul dintre specialiștii județului și ai României în autism. Dumnezeu, de când a venit în România, a dezvoltat forme terapeutice și abordări de care aveam nevoie. La un moment dat, în România, nu prea se cunoștea despre autism absolut nimic. Și numai departe de acum 8 ani, când n-au venit primii copii, de fapt am avut copii mai de mult, dar singulari, izolați, nu integrați într-o clasă și formele terapeutice erau într-adevăr sărace în intervenția pentru ei. Dar colaborând cu aceste fundații și în special cu Inga, am încercat ca să aducem în școală forme terapeutice moderne, prin terapiile complementare, dar și abordările în demersul educațional. Acest simpozion s-a transformat în zilele noastre într-un anuar, într-o lucrare județeană pentru învățământ special, special integrat. Noi am făcut primul volum anul trecut, am lucrat la elaborarea lui, iar anul acesta am dat ștafeta Trinitasului la Târgu Frumos, devenind un anuar ștafetă în toate școlile de învățământ special, special integrat din județ. Da. Vis-a-vis de fundă, povestea fundei, prima dată am făcut-o pe esplanadă, mi-aduc aminte, și am filmat de la domnul Costăchescu din balcon, ca să avem o viziune de sus a acestei funde. A fost un clip de aproape un minut, 38 de secunde, 40 secunde, ceva de genul ăsta, care a avut un impact extraordinar asupra comunității, primind feedback din... Este funda un simbol al organizațiilor ce se ocupă de albastru, această... Albastru și funda sunt simboluri pentru autism. Și de asta sunt și principalele elemente în această manifestare. Plan mondial. Pe mapa internațională. Da, de asta este Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului și aceste două elemente fiind simbolul. Sunt multe proiecte. De exemplu, noi suntem prieteni și parteneri în multe proiecte cu o școală din Polonia, unde am și fost, Zespol Placovic, și anul trecut tot orașul Olștin a fost albastru seara, da? Luminat albastru, sau mare parte a orașului. Anișca Eblonska, directoarea de acolo, având idei geniale în a pune în valoare copiii cu tulburări din spectrul autism. Încercăm și noi să facem ceva de genul ăsta, să albăstrim România, și am văzut și în Iași și la nivel național
foarte multe proiecte, unul mai frumos ca altul. Noi credem că ne integrăm perfect în aceste... Cred că Iașul a reușit și anul trecut să albăstrească, vorba dumneavoastră, da. Palatul Culturii sau o instituție? Primăria. Așa. Deci se poate. Acolo se unde poate, da. Se vrea, se poate, se poate da. Ideea e ce rămâne. Uh-huh. Ideea e ce rămâne exact. Și este foarte important să gândim așa. Și nu este ceva care se oprește la un moment dat. Gata, am conștientizat, am informat, gata. Nu, e o muncă permanentă. Permanent trebuie să fim în comunitate. Comunitatea trebuie să se informeze de la noi permanent, fiindcă toate evoluează. Și educația evoluează într-un sens sau altul. Și atunci... această muncă nu e ceva ce se poate opri. E ceva de permanență. Categoric, vedem, da. Cu idei noi, cu proiecte noi, cu programe. Fiind o realitate de permanență, cum spuneți dumneavoastră, ea trebuie să îmbrace o formă noi de la un an la altul. Așa că o să vă rog, doamna profesor, să ne spuneți care e noutatea specifică acestui an în cadrul manifestărilor dumneavoastră. Da, prin ce se detașează această ediție de toate celelalte... Da, ceea ce... mi-a plăcut mie anul trecut, a fost că am avut două activități noi pentru copilul cu autism. Mm-hmm. Deci ziua de 2 aprilie ca și cum ar fi ziua, o zi aniversară, așa. Ca și cum ar fi de tot, sărbătoare. Ca și o zi de sărbătoare, că celelalte zile sunt tot ale noastre. Și tot muncim și conștientizăm și lucrăm și așa. Anul trecut am mai avut participare la teatru. Casa de Cultură ne-a oferit un spectacol de teatru pentru tuturor, toți copiii din școală și mm-hmm. pentru copiii cu autism, bineînțeles. Mm-hmm. Și am mai avut Mișcarea Înseamnă Viață, proiect organizat de... coordonat de Andrei Doroftei, mm-hmm. da, și care și anul acesta dorește să fie alături de noi. Dorește să fie alături de noi, am luat legătura cu dumnealui. Anul acesta ce avem nou? Deci marșul se desfășoară ca și de obicei, se pleacă de la 10:30 de la școală, de la școala gimnazială specială Pașcani, se vor alătura pe parcurs și alții voluntari de pe, din oraș. Iar când vom ajunge în zona Esplanadei, în capătul Esplanadei, voluntarii noștri de la liceele din oraș ne vor face surpriza. Au organizat un flash mob cu această ocazie. Deci va fi un dans organizat de ei împreună de profesor, cu profesorii coordonatori de la noi și de la școlile din la liceele din oraș și noi așteptăm să vedem cum se vor desfășura acolo pe scările mari. Apoi continuăm marșul pe scările mici. Vom merge pe Ștefan cel Mare spre primărie. Pe acest traseu, bineînțeles că așteptăm și alții voluntari, alți oameni ai orașului să fie alături de noi. Iar în fața primăriei vom ridica funda, se va mai face odată flash mob-ul, după câte am înțeles, așa se dorește. Vor fi mesaje adresate copiilor cu autism, mesaje de susținere, se vor cânta cântece, imnul școlii, bineînțeles, și alte cântece pe care, eu știu, de-a lungul anilor, la nivel internațional, au fost dedicate acestui copil, tipul acestui copil. Cam aceasta va fi desfășurarea. Și apoi ne vom întoarce, bineînțeles, liniștiți spre școală, noi și fiecare dintre voluntari. Însă, propriu-zis, manifestările încep mai devreme, încep chiar de luni. Încep mai de luni. Și da. Se desfășoară pe întreaga săptămână în școala dumneavoastră. Da, noi am început expoziția, am făcut-o deja, am de pe 27 martie. Deci mai devreme. Mai devreme. Expoziția poate fi vizitată deja la primărie, apoi 1 aprilie va fi seminarul sau simpozionul, cum o numim noi acum, apoi 2 aprilie, ziua de conștientizare prin marș. Iar în mediul online, zilele care urmează, bineînțeles. Veți propune celor care urmăresc activitatea produsele culese în cursul acestor zile de manifestări. Da. La ce reacții vă așteptați, domnule director, în urma acțiunii de anul acesta? Sunt reacțiile obișnuite în urma proiectelor noastre. În genere, proiectele noastre au o anumită exigență și excelență, aș putea spune, și reacțiile sunt pozitive și în special parteneriale.
În urma proiectelor noastre, suntem o instituție credibilă și oamenii își doresc să lucreze cu noi în fel de fel de forme. Și sunt bucuros că atunci când doresc sprijinul pentru a realiza ceva prin sponsorizare, să obțin lucrul ăsta cu ușurință și să realizăm chestii faine. De exemplu, pentru a completa designul educațional pentru copilul cu autism, am creat holul școlii într-o anumită formulă, iar pentru postură vom pune oglinzi pe holul școlii și am obținut deja o primă finanțare pentru o oglindă de 4.000 de lei, o oglindă mare, care să fie într-un cap de culoare. Sunt elemente de care avem nevoie și banii sunt, dar trebuie observ să știm cum să o grijă deosebită pe care o manifestați din postura dumneavoastră de manager al acestei instituții pentru asigurarea unui cadru optim dezvoltării unor competențe și a formării acestor copii. Este foarte important acest lucru. Deduc. Programul pe care mi l-am asumat atunci când am venit director în această școală a fost taman atractivitatea școlii. O școală atractivă pentru copiii speciali. Și atractivitatea asta vine din mai multe laturi. Una dintre laturi fiind cea a designului educațional. Dar nu numai. E vorba și de starea de bine în școală. Noi, în școala specială Pașcani, am creat o comunitate caldă, o comunitate primitoare și o comunitate cu ușile deschise. În comunitatea asta, toți se simt foarte bine și toți vin pentru a învăța. Că sunt profesori, părinți, elevi, voluntari sau alți parteneri. Chiar și partenerii în fel de fel de proiecte vin și învață de la noi cum se implementează anumite proiecte. Și noi învățăm de la ei alte formule de abordare. Este o școală a învățării, o școală atractivă, așa trebuie să fie, primitoare și pentru învățare. Ceea ce mi se pare într-adevăr o reușită este faptul că școala specială și-a făcut loc în viața și în activitatea fiecărui membru al comunității. Oricine are nevoie de o colaborare în sensul de a se lămuri asupra unei astfel de tulburări, găsește sprijin în școala specială, oricine acesta fiind un părinte, un șef de unitate, un profesor sau un educator care va avea mai devreme sau mai târziu contact cu un copil cu nevoi speciale. Școala specială a devenit foarte vizibilă ca instituție și asta mi se pare un lucru extraordinar. Vreau să mai faceți precizări legate de activitatea în acest an. Mă gândesc că ar fi bine să povestim despre cât de mare este echipa care pune umărul la organizarea propriu-zisă a activității. Toate școlile din oraș. Echipa este mare. Fiindcă ca manager vă cunoașteți foarte bine echipa. Despre oameni, despre colegii mei. Într-adevăr, echipa este toată școala. Eu am avut și vreau să vă vorbesc aici despre un om care a inițiat ideea asta de Albastru pentru Solidaritate și s-a luptat cu toată ființa ei, vorba de Alina Tătaru, și cred că ea ar fi trebuit să fie aici să vorbească despre acest proiect, fiindcă s-a îngrijit de evoluția acestui proiect an de an. Și dar ea a început prima, ea a ieșit prima pe stradă, cu Andrei Barbier și alți câțiva colegi. Aduc aminte la început cu ce emoții vorbea despre proiectul ăsta și cum gândea despre proiectul ăsta și cerea sprijinul celorlalți. A fost un proiect care s-a lipit imediat de obiectivele școlii și de câțiva ani, de vreo 4 ani, 3-4 ani, a devenit proiect județean. Echipa, evident, s-a lărgit an de an, acum coordonator fiind 5, dacă nu mă înșel, e vorba de Alina, e vorba de mine, de dumneavoastră, Oana Plaiu și Munteanu Sânziana. Dar echipa, deci... Dar vorbim de toți profesorii de toți oamenii la un loc, deci, și implicit pe dumneavoastră de la școlile de masă. Și implicit asociațiile, uitați să zic de Asociația Șansa 2000 și Asociația Tânără Atim.
care și anul trecut a participat și bineînțeles că îi așteptăm și anul acesta. Și vorba și de partenerii mei, da, care sunt foarte importanți într-un proiect care se dorește vizibil, dacă e vorba de vizibilitate când conștientizezi, și vă mulțumim de grăbit că sunteți alături de noi. Mai sunt și partenerii media, bineînțeles, care ne ajută la nivel local, deci este, îi facem deja o echipă zi, destul de mare. Vă mulțumim pentru implicarea noastră ca media în această mișcare. Cred că este esențială, dar ca să nu ducem prea mult direcția în zona aceasta nu semnificativă pe care o are ca implicarea în activitate partenerul media, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu alte precizări legate în general de activitatea școlii speciale din Pașcani, direcționată către conștientizarea autismului. Rămâneți alături de noi, revenim imediat! Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale. Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Am revenit alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă reamintesc faptul că în această seară vorbim despre acțiuni de conștientizare a autismului, eforturi pe care le fac truditorii din cadrul școlii speciale Pașcani, alături de familiile copiilor implicați în activitatea dumnealor didactică, dar nu numai, eforturile implică de asemenea
reprezentanți ai școlilor din oraș, ai unor ONG-uri de la nivel județean și național. Ceea ce am putut constata până în acest moment este faptul că în urma unui efort susținut mai bine de 5 ani, 7, spuneau invitații mei mai devreme, apar rezultate vizibile, benefice, în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață și educație ale acestor copii. Invitații mei sunt reprezentanții școlii speciale, domnul director Cătălin Condra și doamna profesor Virginica Mocanu. Suntem în momentul discuției în care este bine, domnule director, să arătați modalitatea în care s-a transformat în beneficiu tot ceea ce dumneavoastră ați trimis către mediul virtual. În beneficiu pentru proiect, în beneficiu pentru acest efort în direcția conștientizării autismului. A fost de folos? Ați avut rezultate vizibile? Sau încă mai sunt lucruri de făcut în acest sens? Spațiul virtual este foarte important pentru acest proiect, fiindcă în spațiul virtual transmitem multe din informațiile noastre și capătă și o formă plăcută. Astfel, încă de la început, ca obiectiv a fost să atacăm conștientizarea în spațiu virtual. Pentru asta facem un clip cu acea fondă umană și un clip al întregului program din stradă, care ajunge foarte ușor asupra omului, românului, de oriunde ar fi el, și care dă un moment de gândire fiecăruia dintre noi cu privire la copilul cu tulburări din spectru autist. Vor ajunge aceste produse pentru mediul virtual, cu siguranță și în atenția unor, nu știu, să spunem, reprezentanți ai unor firme, la unei agenți economici. Cum le dăm posibilitatea să se implice în acțiunea pe care o desfășurați în direcția conștientizării autismului? Pot sau nu pot? Noi apelăm foarte des la sprijinul celor din zona privată și pentru a implementa proiecte de tipul ăsta, noi avem la nivelul școlii 3 proiecte care sunt cuprinse în catalogele județene și regionale. De exemplu, tot în săptămâna 1-5 aprilie, miercuri, se va desfășura competiția Cupa Primăverii la tenis de masă, competiția ajunsă la ediția 11, are ceva vechime. Evident că avem nevoie de acești oameni să ne ajute, să ne sprijine, pentru că a crea un design și un demers educațional pentru acești copii, sunt nevoie de fonduri. Am făcut calcule pentru cum ar trebui să arate o clasă ca să corespundă nevoilor copilului cu tulburări în spectru autist și mi-am dat o sumă destul de mare pe care am să o solicit partenerilor din mediul privat, dar deocamdată ne mulțumim cu lucruri mai mici care pot avea un efect educațional grozav, de tipul oglinzilor pentru postura copilului cu autism. Evident că avem nevoie de sprijinul lor și pentru a crea terapii și a dezvolta terapii. Începând de anul trecut, cu sprijinul primăriei anul trecut, am făcut și GoCare, organizația GoCare România, a făcut o tabără de art-terapie pentru copiii cu tulburări din spectru autism, o tabără în care copilul, alături de părinte, a mers, anul trecut am fost la Mănăstirea Măgura Ocnei, unde am stat, și am dezvoltat trei ateliere anul trecut, anul să vom face patru ateliere, trei ateliere terapeutice, unul de olărit și modelarea lutului. Terapeutul nostru, Barbir Andrei, este grozav, a cucerit toți copiii și pe toți de acolo. Un atelier de pictură pe șevalet și un atelier de fotografie. Anul acesta vom mai introduce un atelier de gherghef, introdus de doamna Virginica aici de față, la nivelul tradițional. Și e un program pe care îl susținem inclusiv în activitatea didactică la clasă.
Am înțeles. Pentru asta avem nevoie de sprijin. Ați stabilit și locația? Știți unde va fi tabăra în acest an? Sau încă sunteți în căutarea unui loc? Acesta sunt în discuție cu două locații. Una la Negrești, a Vaslui, la Centrul de Educație Inclusivă de acolo și una la Bivolărie, la liceu pentru pentru dizabilități auditive. Cu doamna director Viorica am vorbit deja, mi-a zis că deschide tabăra pentru minim 50 de persoane, așa că e o comunitate de tabără destul de mare. Am făcut și calculele. Durata taberei va fi de o săptămână. O săptămână. Da, 5-7 zile. Tabără. Deci taberele devin o tradiție, să înțelegem, da. Pentru perioada verii. Sloganul este orice copil merită o tabără. Orice copil, pentru asta participăm la marșul școlilor din Pașcani. Și pentru asta avem și o pagină deschisă pe GoCare România, unde fiecare poate dona, este un cont acolo, o tabără pentru un copil cu tot ceea ce înseamnă cheltuiel pentru el. Costă undeva la 300 și ceva de euro, 350 de euro. Pentru toate zilele pentru toate taberei zilele respective. Și pentru, inclusiv părinte, că copilul trebuie să vină cu părintele. Să fie însoțit de părinte, categoric. Vă rugăm, pentru că ne-am apropiat de finalul întâlnirii noastre, să mai punctați odată momentele importante ale manifestării din acest an. Da. Proiectul nostru, Albastru pentru Solidaritate, în acest an, a debutat deja cu expoziția Lumea văzută prin ochii copilului cu autism, în sala de conferințe a primăriei. Pe data de 1 aprilie, de la 12:30, ne vom întâlni cu musafirii noștri, cu cei care s-au înscris la simpozionul Alături de copilul cu autism, să-l cunoaștem mai bine, să-l ajutăm mai mult, la care avem invitați special pe psihoterapeutul Tudor Mitasov, terapeutul ocupațional Inga Smelic, de la Fundația Ancora Salvării Arci, doamna profesor universitar Oana Dănilă de la Universitatea Alexandruia în Cuza, Iași, și Rusu Raluca, profesor itinerant de la Școala Gimnazială Păunescu, Iași. Asta este luni, iar marți avem marșul. Mergem în marș de la Școala Gimnazială Specială Pașcani, începând cu ora 10:30, plecarea de acolo, până la 12 se va desfășura activitatea. Punctul culminant al activității va fi ridicarea spre cer, spre nori, a fundei în jur de ora 11, deci pornim împreună de la 10:30 de la Școala Gimnazială Specială Pașcani. Traseul este Școala Gimnazială, Esplanada Pașcani, Scările Mici, Primăria și retur, bineînțeles. Momentul surpriză va fi flashmob-ul din la Scările Mari, pe care îl așteptăm cu mult interes. Asta va fi deci pe 2 aprilie, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului. În cadrul de acestui marș așteptăm, nu, să se alăture grupului oricine e doritor să participe, da. În semn de sprijin și în semn de acceptare în sânul comunității a tinerilor cu această tulburare. Această tulburare, sigur, vă așteptăm cu mult drag. Noi vă dorim succes. Vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp să veniți să împărtășiți cu noi, restul comunității, acest proiect generos, dar nu numai despre el am discutat, ci despre toate eforturile canalizate către a face viața mai bună și mai ușoară a celor care s-au născut speciali, să le spunem. În încheiere, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, elevii dumneavoastră, părinții, colaboratorii sau comunitatea în general. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi și care ne sprijină zi de zi în activitățile noastre. Îi aștept în continuare și îi așteptăm în continuare alături de activitățile noastre, iar marți veniți alături la marșul de solidaritate și la fundiță. Vă mulțumim, domnule director, doamna profesor. Același mesaj de mulțumire pentru tot ce am făcut împreună în acești ani. Și vă așteptăm cu mult drag la activitatea noastră, la activitățile noastre, pentru că împreună putem face mult. Vă mulțumim și mulțumim, vă dorim și succes încă o dată. Stimați telespectatori, permiteți-mi în încheiere să mulțumesc doamnei Mnădora Hofman pentru imaginea mea și doamnei Țocan de la magazinul
Andana Style pentru accesorii și ținută. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune tuturor!